Petrolul joacă în regie ultima etapă din turul campionatului. Va fi un meci de 6 puncte împotriva Sportului Studențesc. Managerul Răchită spune că înfruntarea cu studenții este foarte importantă. Orice punct obținut este important și îi ține la distanță de zona retrogradării. Veteranii Popiliu Stoica și Florentin Dumitru revin în lot, dar alții doi titulari vor lipsi. Negru a fost eliminat în meciul din Cupa României, iar golgheterul Oprița este accidentat. Petrolul și Sportul sunt despărțite de 4 locuri și 5 puncte. Galben-albaștri ocupă locul 12, iar alb-negri sunt la retrogradare pe locul 16.